Ne aflăm pe strada Apalinei din municipiul Reghin, iar ceea ce vedeți dumneavoastră în acest moment în imagini sunt urmările cumplite ale unui accident rutier produs marți noaptea pe această stradă Apalinei din Reghin. Așa cum se poate vedea și în imagini, este un gard de beton distrus, un coș de gunoi de asemenea spulberat, iar în apropiere o conductă importantă de gaze naturale. Exista până la urmă riscul unei explozii. Toate acestea s-au întâmplat în timp ce un bărbat din municipiul Reghin, în vârstă de 35 de ani, aflat la volanul autoturismului proprietate personală, a intrat cu viteză în acest gard, după ce, evident, a pierdut controlul asupra autoturismului. Nu se știe. Un bărbat de 35 de ani din localitate, în timp ce conducea un autoturism, pe fondul neadaptării vitezei, a pierdut controlul asupra direcției de mers și a intrat în gardul unui imobil de pe stradă. Aseară, în jurul orei 21:54, detașamentul de pompieri a fost anunțat despre producerea unui accident rutier pe strada Apalinei cu o persoană încarcerată. Este vorba de un autoturism. Garda de intervenție s-a deplasat la locul accidentului. Persoană încarcerată a trecut imediat la măsurile de balizarea zonei, decuplarea bornelor și stabilizarea victimei, concomitent cu acțiuni de descarcerare. După circa 15 minute, victima a fost descarcerată. Echipajul SMURD a constatat starea gravă în care se află bărbatul și a solicitat de la Târgu Mureș o ambulanță cu terapie intensivă și cu medic. Se afla în stare inconștientă, a fost preluată de ambulanța noastră și transportată spre Târgu Mureș, solicitându-se venirea unui echipaj cu medic. Undeva pe drum, dincolo de Periş, sau pe variantă între Petelea și Periş, s-a întâlnit cu autospeciala de victime, terapie intensivă, și victima a fost predată de către echipajul nostru, echipajului de la terapie intensivă cu medic, și transportată la Spitalul Clinic Târgu Mureș. În urma accidentului rutier a rezultat rănirea gravă a conducătorului auto. Cercetările sunt continuate pentru vătămare corporală din culpă. Oamenii legii caută să afle acum circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul, de asemenea și evaluează pagubele materiale survenite în urma evenimentului.